Bună seara și bine ați revenit la Dincolo de alb și negru. În această seară, la 33 de ani de la Revoluția din 1989, discutăm cu invitatul nostru, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 1989. Bună seara, domnule Mărieș, bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Deci, așa cum spuneam, 33 de ani de la Revoluție. Iarăși, sună rotund, a mai sunat rotund o dată, când au fost 22 de ani. Pare că lucrurile nu se schimbă foarte mult în privința, să spunem, evoluției, nu? Legată de adevărul despre ce s-a întâmplat în decembrie 89. Chiar dacă, poate și asta, și poate ar merita să începem chiar cu asta, chiar dacă, iată, noutatea este că Revoluția se va studia în liceu. Da, m-ați ridicat foarte sus tacheta încă de la începutul emisiunii. Dacă vorbim de adevăr, vorbim de instituții. Într-un stat în care instituțiile la 22 decembrie 1989 au fost practic lichidate, a spune eu, adică cucerit simbolul Partidului Comunist, sediul Comitetului Central, cele două mijloace de informare în masă, mă refer la televiziunea română și respectiv Radio România, astea erau singurele mijloace de informare în regimul comunist, multe sedii ale poliției, ale securității și așa mai departe. În mod normal, regimul comunist a căzut la ora 12:08 minute odată cu alungarea dictatorului Nicolae Ceaușescu de pe sediul Comitetului Central și în România ar fi trebuit să înceapă, sigur, cu o altă lume. Nu, și a început o altă lume, totuși. Sigur, depinde cum a început și depinde cum am înțeles să folosim ce s-a câștigat atunci, și anume, sigur, libertatea este cea mai prețioasă. O să fiu cât se poate de precis și profit de faptul că ați spus dumneavoastră primul cuvântul libertate, ce s-a întâmplat în cele 6 ore după alungarea dictatorului, respectiv 12 ziua a zilei de 22 decembrie 89 și până în jurul orei 18, cu adevărat o țară liberă, descătușată după 45 de ani de întuneric de regim totalitar comunist, sigur, cu sorginte de la Moscova. Parcă vorbim la prezent. Dacă ne o să facem și legătura cu ce se întâmplă acum evenimentele în Ucraina și în Europa, în lume, în general, plecând de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Dar cu adevărat dramatice din Ucraina. Din exact. Ucraina și sigur. Am văzut că asociația noastră e foarte implicată, inclusiv în acțiuni. Deci această libertate, asta vreau să precizez, asta este primul lucru care îl câștigăm. Cu adevărat, libertate. Un popor descătușat, de la sat și până la capitală, de la sediul Comitetului Central și până la județeana de partid, lumea scandând libertate, descătușată, fericită, se îmbrățișează, un popor împăcat cu el că în sfârșit a scăpat de dictatura comunistă, sigur, la momentul respectiv. Numai că apare seara, când începe diversiunea și de aici putem discuta despre instituțiile noului stat român, da? De, hai să-i spunem, la bazei care s-au pus în după masa de 22 decembrie, odată cu instalarea noii conduceri a țării, da? Pe care marea majoritate a oamenilor nu o cunoștea, dar prin diversiune s-au instalat la putere și care își mențin prin tentacolele pe care le-au avut și astăzi, din păcate, țin cel puțin din punct de vedere juridic statul român sub o presiune extraordinară pentru a nu se afla adevărul nici până în 22 decembrie la alungarea dictatorului și nici după 22 decembrie, dar nu le place prea mult nici mineriadele, nici cele din 90, nici cele din 91, nu le plac nici dosarele gen colectiv sau 10 august. Plecaserăm exact de aici, de la adevărul despre ce s-a întâmplat în decembrie 89. Asta era prima temă ridicată la fileu. A doua temă, libertatea, de care vorbeați, iată, cu atâta patimă, un bun pe care l-am câștigat în decembrie 89, pe care nu l-am avut înainte decembrie 89 și pe care, iată, așa cum spuneam mai devreme, elevii au acum ocazia
să studieze în școală, pentru că, după cum bine știți, a fost votată o lege în Parlament recent care permite studiul Revoluției Române în cărțile de istorie din liceu. Tocmai plecând de la acest lucru, întreb, ce ar trebui să rețină, ce ar trebui să știe elevii care sunt interesați, care vor să înțeleagă mai bine acest cuvânt, libertatea? Ce ar trebui să înțeleagă din decembrie 89? Păi, prima dată ar trebui să înțeleagă cei care au diriguit triburile pe aici, pe la noi, de 33 de ani, că istoria nu se joacă la ruletă. Ori ei s-au jucat cu istoria României, nu doar pentru ultimii 33 de ani, ci și pentru întreaga perioadă a dictaturii comuniste, deja vorbim de 80 de ani, această istorie a noastră, a românilor, bună sau rea, cu fapte mai bune sau mai puțin bune, le-au jucat la ruletă politic. Ca atare, noi nu știm ce s-a întâmplat. Ruleta și... rusească sau ce? Absolut rusească. Absolut rusească. Categoric rusească. Sigur că după ce s-a instaurat democrația în România, ruleta rusească din când în când s-a mai dus și pe la Bonn, s-a mai dus și prin alte direcții. Putem de asemenea să tragem concluzia, da? Că în România s-a instaurat democrația după Revoluție. Putem să spunem că s-a instaurat un incipient stat democratic, dar din păcate pe o crimă săvârșită prin diversiune de către cei care au preluat puterea în frunte cu Ion Iliescu, care a fost beneficiarul numărul 1 a acestei lovituri dată Revoluției începând cu seara de 21 decembrie și pe peste 1000 de oameni uciși. Practic avem câteva, aș spune 10-15 cimitire rămase în urma acestei tragedii, da? Zeci de mii de oameni cu viețile distruse, cam asta ne-a costat pe noi schimbarea regimului comunist cu unul, să spunem, la momentul respectiv, gorbaciovist, de tip gorbaciovist de la momentul respectiv. Da, Perestroica și Glasnost erau, mă rog, pentru asta se făcea propagandă în tot testul Europei, nu-și imagina nimeni că va cădea cu adevărat regimul comunist. Noi am fost puțin mai obraznici aici în România și imediat după Revoluție am întrebat și am vrut să vedem ce a fost sub poala KGB-ului și a securității și a armatei, că nu putem să omitem armata aici, este autoarea crimelor din decembrie 89 într-o proporție covârșitoare și până în 22 decembrie și după 22 decembrie, fără a exclude armata, miliția, securitatea, conform deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului, pe care Asociația 21 decembrie, sau pentru care s-a bătut atât. Însuși premierul Ciuc, acum 2 ani de zile, a cerut iertare tuturor celor care au avut de suferit din acest motiv, din cauza armatei. Deci armata nu este exclusă nici ea. Păi nu poate să fie exclusă. Clar. Nu poate să fie exclusă din moment ce CEDO spune până în 22 decembrie, începând din 14, că trebuie să nu uităm Iașu, totuși Iașu s-a mișcat încă din 14, după care a venit Timișoara, Lugojul, Bucureștiul, Cugirul, Brașovul, Aradul și alte orașe, Clujul și așa mai departe, Târgu Mureșul, nu vreau să uit, să omit pe nimeni. Până în 22 decembrie au tras armata, miliția, securitatea și gărzile patriotice din ordinul comandantului suprem Nicolae Ceaușescu. După 22 decembrie, începând cu seara de 22 decembrie, perioada în care armata preluase și își subordonase miliția, gărzile patriotice, securitatea, de aici din televiziunea română s-a dat ordinul, se subordonează armatei, deci preia comanda tuturor celor care dețin armă de foc. Cine a dat ordinul acesta? Generalii care au apărut aici, în frunte cu Nicolae Militaru și alții. În 22 decembrie. 22 decembrie. Armata s-a subordonat, adică a subordonat miliția, securitatea și gărzile patriotice. Iată, ne-ați adus aici niște documente care ce reprezintă. Și din ordinul noii puteri, și mă refer aici la, în special la Ion Iliescu și Camarila, care a fost în jurul lui, cu Stănculescu, cu Silviu Brucan, cu Petre Roman și ceilalți, au creat diversiunea din care au murit peste 1000 de oameni. Deci, deciziile CEDO sunt foarte clare. Faptele sunt imprescriptibile, asta este un rezultat care cu adevărat a fost recunoscut și de Parlamentul European prin rezoluția dată în urmă cu 2 ani, când parlamentarii europeni au recomandat statului român să facă totuși aceste dosare, pentru că deciziile CEDO trebuie respectate în România, și de către domnul președinte Klaus Iohannis, care a înmânat în urmă la 30 de ani de la Revoluție o distinție a Asociației 21 decembrie, tocmai pentru aceste merite. Am făcut posibil ca să nu fie să prescrie crimele din perioada comunistă, deci ea că am salvat... Adică până în 22 decembrie 1989. Până în 22 decembrie 1989 și după 22 decembrie mă refer la crimele din Revoluție și respectiv 13-15 iunie
așa zisele mineriade, când în realitate, de fapt, toate instituțiile statului au acționat, au împușcat, au ucis și ne-au reținut. O să mă întrebați, pentru că este foarte important, vorbind de istorie, cum ați salvat perioada 45-89? Simplu. Bătrânii deținuți politici după Revoluție au întreprins o acțiune la Curtea Supremă în care au solicitat să precizeze un complet de judecată când încep să se prescrie crimele din perioada 45-89. Iar Curtea Supremă de Justiție a stabilit data de 24 decembrie 1989. Deci, ca atare, crimele din perioada respectivă se prescriau, să zicem, la 15 ani, respectiv 24 decembrie 1989 plus 15 ani. Termenul de 24 este mai bun decât 21 decembrie București, să spunem, sau 17 decembrie Timișoara. Faptul că cele din decembrie și din iunie nu s-au prescris, nu s-au prescris nici faptele din perioada 45-89, adică am reușit să salvăm 80 de ani de istorie, îi avem pe masă, avem probele și nu avem cine să instrumenteze dosare. Nu avem vinovații, nu? Pentru nu că avem de fapt... cine să instrumenteze. Vinovații avem. Unde vinovații sunt? Cunoaștem. Vinovații sunt menționați unii dintre ei chiar în deciziile CEDO. Vinovații în justiție, sigur. Chiar în deciziile CEDO. Decizia CEDO este sfântă. Când tu ca procuror ai o decizie a unei instanțe la nivelul Curții Europene a Drepturilor, în cea mai înaltă instanță din Europa, și vine și spune încadrarea este crimă împotriva umanității, tu nu-l mai pui sub urmărire pe acela nici pentru crimă simplă, nici pentru omor, nici pentru deținere ilegală, nici pentru deportare, nici pentru... îl pui pe crimă împotriva umanității. Deci procurorii din România au încadrarea. Au faptele, au jurnale de luptă, dacă vorbim de Revoluție, și unul dintre ele vi l-am adus aici, jurnalul de luptă, jurnalul istoric al decembrie 89, unde o să vedeți câtă muniție s-a tras în decembrie 89 noi, ca să înțeleagă lumea că nu ne-am jucat, s-a tras în noi, da? Ca atare, din moment ce avem toate aceste probe, repet, spun, nu avem procurori care să instrumenteze aceste dosare. Nu există voință politică la niciun nivel pentru aceste dosare. De ce atunci când a existat voință politică și am avut un minim de procurori, 1, 2, 3 de bună credință, am reușit să construim aceste dosare care au stat pe masa Curții Europene a Drepturilor Omului și am obținut deciziile care le-am obținut. Pentru că s-a vrut. Acum nu se vrea. Poate că mai avem procurorii în această seară, de la ora 22, într-o dezbatere. Nu, despre... să nu vorbiți de niciun despre... Tiberiu Flaviu, să nu vorbiți de Laura Codruța Chiobe și să nu vorbiți de Gheorghe Cojneanu, fostul șef al secției parchetelor militare, să nu vorbiți de niciun șef al secției parchetelor militare, cu excepția general Dan Voinea, care a construit real aceste dosare, și să nu spuneți de ultimul șef al secției parchetelor militare, Ran Copițu Cătălin, care a fost avansat la gradul de general, după ce, în ultimii trei ani de când este șef, a trimis dosarul Revoluției în instanță, a fost returnat de două instanțe și de la recurs camera preliminară primă și la a doua, iar acum l-a copiat 85%, dumneavoastră aveți aici, vă rog, din suflet, acesta este materialul care Asociația 21 decembrie l-a depus la Înalta Curte de Casație și Justiție, în urmă cu aproximativ, vă și spun data, 20-a 10-a, da? Și în care există probe penale pentru procurorul Ranco Cătălin Pițu, a făcut general la 1 decembrie anul acesta. Repet, probe penale. El a încălcat însuși dispoziție Curții Supreme în acest rechizitoriu, copiat 85% din vechiul rechizitoriu. Bun, în această seară de la ora 22 este o amplă dezbatere pe această temă despre dosarul Revoluției, dar nu vreau să intrăm în discuții în detalii despre dosar, pentru că e o chestiune amplă, care ne ia foarte mult timp și asta. Dar vreau să revenim la, plecaserăm de la discuția despre elevi și despre lecția de istorie. Da. Imaginați-vă că aveți în față un elev care vrea să știe de la unul dintre participanții importanți la Revoluția în decembrie 89, ceva important ca să înțeleagă ce s-a întâmplat atunci. Ce îi spuneți acestui elev? Cum trebuie să privească el felul în care România a schimbat un regim cu altul? Dați-ne filmul acelor evenimente. Este cert că într-o asemenea încleștare ca și în decembrie 89 au existat anticomuniștii care au ieșit în stradă împotriva structurilor statului comunist care a tras în ei, care a arestat, a împușcat, deci a ucis, au rănit oameni. Mărturii avem destule, fie Dumnezeu lăudat, oameni în viață încă avem suficient, trăiesc,
Din păcate avem acele cimitire. Acolo e marele regret, pentru că cei care suntem în viață nu suntem eroi. Noi suntem luptători și am încercat... Întâmplător sau nu, aveți în față chiar unul dintre ei, la 22 decembrie 89, știți unde eram? Eram chiar aici, în sediul acestei instituții. Ați intrat la viață. După ce fugise Ceaușescu, și mi-aduc aminte, eram adunați sub pasarela care face legătura între cele două turnuri, între cele două clădiri ale televiziunii, și deasupra pe pasarela era Sergiu Nicolaescu și sub pasarela o mulțime de oameni care striga Sergiu, Sergiu. Deci, de fapt, ieșise în stradă... Unul dintre principalii autori ai crimelor din decembrie 89, i-am spus-o într-o emisiune, eram umăr la umăr în emisiune, sigur, i-a urcat sângele la cap, dar în momentul în care i-am spus, domnul Nicolaescu, pădurea de la Băneasă, DN1, mai vorbim de Comitetul Central și de celelalte locuri unde ați fost și s-a murit? Păi, dacă dumneavoastră ați vedea declarația colonelului Niculescu de la Ploiești, care a fost prietenul lui, omul care avea legătura, deci Sergiu Nicolaescu, sigur, a făcut acele filme celebre și chema de la unitatea militară. Era foarte popular, pentru de asta lumea când l-a văzut, bineînțeles, inclusiv eu, că nu pot să spun acum altceva decât ce simțeam atunci. M-am bucurat când l-am văzut. Eu credeam că este... Nu o să găsiți oraș în România, și dacă plecăm de aici doar pe autostradă până la Pitești, mergem la Craiova, mergem la Timișoara, mergem la Sibiu, mergem la Cluj, mergem la Constanța, mergem la Bacău, mergem la Arad, să nu fie actori. Actori! Nu știu dacă sunt doi dintre ei care erau și reali. Restul erau actori ai Revoluției. Deci Revoluția s-a bazat foarte mult pe oameni cunoscuți, adică ei au fost capacitați. Și în acele zile, Ion Iliescu nu era cunoscut, Sergiu Nicolaescu era cunoscut. Simpatia oamenilor a fost transferată către acești indivizi care, din păcate, au fost de partea criminalului. Punct! N-am ce să fac, îmi pare rău pentru ei, dar asta este realitatea din dosar. Erați în piața, erați în centrul Bucureștiului, da? Mi-ați mărturisit înainte de emisiune că deci în 21 decembrie 89, când ați aflat că s-a spart mitingul, da, organizat de Ceaușescu în apărarea lui și a regimului, da? Corect, pentru a condamna, miting de 100.000 de oameni. Pentru a condamna evenimentele de la Timișoara, unde fuseseră făcute crime și, într-adevăr, armata, foarte clar ați spus, a tras și acolo. Există, armata, securitatea, condamnați. Miliția. Discutăm, nu le despărțim. Sigur, nu trebuie să facem aici o diferență, o ierarhie, cine e mai vinovat, cine nu e mai vinovat. Până la urmă, e vorba de instituțiile aceluiași regim. Absolut. Dar în 21 decembrie 89, totuși, la putere era regimul comunist, dictatura lui Nicolae Ceaușescu. Erați în centrul Bucureștiului, nu? De acolo. Da, mă aflam în zona magazinului Unirea în momentul în care am văzut niște doamne, un grup de doamne care alergau pe stradă, pur și simplu, și era normal, nu am înțeles ce se întâmplă, m-am dus spre ele și am întrebat ce s-a întâmplat. S-a spart mitingul lui Ceaușescu. Nu știam că e miting, că n-am fost invitat, n-am fost membru de partid, nu am participat niciodată la asemenea acțiuni. Și sigur că în acel moment m-am declanșat. Cu asta, maxim 20 de minute, recunosc, m-am dus să-mi cumpăr bâtă de la Sfântul Gheorghe, era un magazin de unelte agricole, pentru că știam că ne batem cu ei, aflasem ce s-a întâmplat la Timișoara. Am fost să cumpărați un... Da, s-a închis magazinul. Un ciocan, Nu, lanț și bâtă am vrut. Știți ce mi-am luat la scurt timp după asta? După ce am plecat din fața magazinului, am ajuns la Intercontinental. În fața la Societate Generală era cordon și erau aproximativ un grup de 25 de oameni, 25-35 de oameni, spun eu, nu mai mult. A fost cel mai greu pas din viața mea. Eram împreună cu cineva, am lăsat geanta care o aveam, am pus piciorul de pe bordură, pe caldarâm. Am stat și m-am gândit, nu mai e loc de întors. Dacă am pus piciorul dincolo, s-a terminat. Pentru că în Intercontinental știam că sunt în general străini și securitatea filmează și veghează și așa mai departe. Nu eram chiar atât de tâmpiți și chiar atât de neveniți în București, da? Și atunci mi-am dat seama de risc. Mi l-a asumat, a asumat la preț de 10 minute după ce eu am ajuns și am început să scandez și eu alături de acel grup. Ne-au respins până la universitate, după care noi am luat-o prin față până la universitate, sperând că putem să intrăm pe Academie spre Comitetul Central. Acolo era un cordon din colțul universității, biblioteca Eminescu, și vis-a-vis era blocată șoseaua, cred că erau zlași, am spus mereu chestia asta, nu m-a contrazis nimeni, pentru că aveau altă, cu totul și cu tot altă ținută, bine echipați, toți la 1,70 m. Am fost neinspirat, pentru că încercam un dialog cu ei, băi, Timișoara, frații noștri, ne-au omorât cu tare. Nu mișcau, erau
stană de piatră, dar nu clipeau. Erau bine pregătiți băieții. Și la un moment dat unul dintre ei a făcut o grimasă, ceva nu i-a convenit din ce am spus. În momentul ăla l-am scuipat, a rupt cordonul și au început să alerge după noi. Am avut șansa acolo pentru că blocând tot, ne-am adunat repede 200-300 de oameni. Era pavazat toată porțiunea din fața universității și la statui cu pancarde, pentru că se rupsese mitingul, cam 70% din mitingul lui Ceaușescu, și știți că erau lozinci la fiecare om, dacă se putea, era o lozincă sau un stern. Știți cum arăta o manifestație a lui Ceaușescu. Ei le-au abandonat pe... Și acel ofițer care m-a luat ca țintă, l-a scuipat, e adevărat asta, a luat o coadă de steag și eu am traversat spre universitate, sigur să mă protejez, să ajung după colțul universității, păstrând o distanță destul de mare între mine și el, pentru că alergam bine, eram tânăr sportiv, alergam bine la momentul respectiv. Coada aia de steag a aruncat-o, să zic așa, de la 10 metri după mine, iar în momentul, vă dați seama că alergam și făceam așa, adică încercam să-l controlez, să văd care e distanța dintre noi. Am văzut un cer, ca să înțelegeți emoția. Deci a lovit colțul universității și din betonul ăla a ricoșat spre statuia lui Brăteanu. Am văzut un cer, așa mi s-a părut mie în momentul ăla. Ca să înțelegeți momentul și dramatismul acelor momente. Deci da? așa ați după care ne-am adus, acel moment. Am avut noroc, nu mi-am luat coadă și Dumnezeu m-a ferit să nu mă lovească acea coadă. Mă rupea, vă dați seama. Cu ce forță aruncată, adică erau ăștia de la Uzla, chiar erau bine pregătiți la momentul respectiv. Sunt ale noastre, riscurile au fost mai mari la Dallas după masă, când s-a tras la ora 5:20, 5:30, unde am văzut oamenii căzând la 3 metri, la 7 metri, la 8 metri de mine. N-are rost să discutăm, acolo a fost riscul. Personal am văzut și eu, i-am văzut și eu pe acei uslași, așa le spuneam, da? Eram la Piața Romană, tot în 21-89, veneam înspre Piața Romană, dinspre Victoriei. Și eram, cred că o mână de oameni, mi-aduc aminte și acum că era o mamă și două fiice, împreună cu care strigam, și noi am fost soldați și nu am tras în frați. Când lansam astfel de apel, automat cineva de la ordin înainte și ne alergau, fugeam spre Victoriei, ne opream. Fost mai puțin foarte puțin. Haideți să venim la 22 decembrie 89, pentru că asta e ziua practic rupturii, da? Rupturii de regimul. Categoric. Așa. Ați intrat printre primii în sediul Comitetului Central, nu? Nu spun eu, o spun declarațiile celor din interior. De exemplu, șeful Gărzilor Patriotice, la momentul respectiv, un oarecare colonel Părcălăbescu, acum general, sigur, făcut de Iliescu, declară și inclusiv acum câteva luni de zile pe un post de televiziune, Măriaș este primul care a ajuns cu armă la etajul 6 în 22 decembrie. Cu armă de unde? De la parter. Adică din fața balconului. Eu am intrat pe geam, în partea dreaptă, cum stai cu fața către balcon, primul geam din dreapta, de lângă brad, cum spun eu, bradul ăla așa cum acolo, am ajuns în holul central, unde erau lăzile de muniție, cam la un metru înălțime, și distanță tot așa de 81 metru între ele, ca lupuri, iar armamentul pregătit să se tragă noi în cazul în care noi vom ataca și vom forța intrarea în sediul Comitetului Central. Și armele abandonate, aruncate, de perete, jos, de ladă. Am luat o armă și am alergat spre etajul 6. Ce erau? Da, erau pistoale mitralier. Și am alergat spre etajul 6, au mai venit doi băieți în spate, au făcut și ei același gest și am ajuns la etajul 6. De ce am alergat spre etajul 6? În momentul în care am intrat pe geam, elicopterul era sus pe clădire. Deci cu elicele pornite, nu pot să spun că era la etajul 6 ajuns Ceaușescu sau că era în lift sau că era în elicopter. Nu am de unde să știu această chestiune, dar elicopterul încă nu era plecat. Și sigur că ținta era Nicolae Ceaușescu. Domnule Laurențiu, trebuie să înțelegeți. Trăisem 21 decembrie seara. Am prins acel moment groaznic de la baricadă, de la Dallas, unde i-am văzut picând, pentru că e singurul loc unde se trage în plin. În piața universității sunt 52 de morți. Cel puțin conform documentelor, în ziua de 21 decembrie. Sigur, spitalele pline de reținuți, de răniți și aproximativ 1000 de oameni reținuți și duși la cercile de poliție și după aia spre Fordul Jilava. Dar la Dallas s-a tras în plin.
Acolo sunt, se spune că sunt 13 morți, dar au fost încărcați 30 ceva de oameni. Noi nu știm dacă acei oameni au murit acolo, au murit pe drum la spital sau au murit în spital a doua sau a treia zi. Deci acolo a fost un moment groaznic, acest Dales. Păi cum să-l ierb eu pe Ceaușescu, care știam clar că el a dat ordinul? Nu trebuie să spună nimeni că el a dat ordinul. El era comandantul suprem în această țară, el conducea tot. Deci ați luat arma cu gândul să merge să-ți împușcați? Categoric. Categoric, dar am spus-o. Vedeți că eu nu mă feresc când spun că am dat cu pumnul, am dat cu pumnul. Când am... În momentul în care am ajuns la etajul 5, am văzut doi băieți, tunși, cravată, clar. Știți că securiștii erau tuși, toți frumos, aranjați. Îi aveți chiar pe un document pe care vi l-am adus, că ei, după ce au plecat din Comitetul Central, s-au dus să predea niște cecuri. Adică cecurile pe care Elena Ceaușescu le avea pe numele copiilor Valentin, Zoe și Nicu și ei au fost de bună credință. S-au dus și le-au predat la un comandant de unitate care le-a dat la Stănculescu și sigur că banii au fost însușiți. Ce sumă? Ulterior, 3.600.000. 3 milioane. Bani mulți pentru timpul ăla. Deci erau doi securiști care se predaseră de fapt. Nu s-au predat. Ei ce au făcut? Ei n-au încăput în elicopter, erau de pază. Trebuia să plece să-l însoțească pe dictator. Erau în direcția 5-a, practic SPP-ul de azi, ca să zic așa. Și ei trebuia să-l însoțească pe dictator oriunde. Erau de serviciu. N-au încăput în elicopter pentru că dictatorul a decis, Nicolae Ceaușescu a zis că le iau pe Bobu și pe Mănescu, adică doi înalți demnitari, da? Ai statului, i-a luat în elicopter. Și sigur, elicopterul fiind de mici dimensiuni, n-au riscat. Au plecat doi cu ei, erau patru de serviciu și doi s-au retras de pe acoperiș în momentul în care elicopterul s-a desprins și au intrat înăuntru în clădire vrând să se ascundă, să ghinion că noi am fost deja prezenți cu arma acolo. Și? I-am îndoit. I-ați bătut? Absolut. Nici nu se pune, păi ori noi, ori ei. După care am ieșit pe... Dar ei n-aveau arme? Aveau pistolul la ei. Și nu l-au folosit. Nici eu n-am tras în ei. Doar picioare și ochi, vineți. Pe unul dintre ei l-am scos personal pe la ora 2. L-am scos și l-am lăsat să plece din Comitetul Central. Era suficient de bătut, nu mai trebuia să mai bată și alții. Deci altercație fizică, atât. În momentul în care ei au căzut, noi am ajuns în vârful scării, ca să spun așa, și ei erau în dreapta și în stânga căzuți. Asta e ultima imagine. Eu am ieșit, imediat am ieșit pe acoperiș. Elicopterul deja era peste scala, trecuse de scala, era așa într-o buclă, ca să zic, și mi-am dat seama că este inutil să mai trag. Și în acel moment am intrat în clădire, din nou, și am văzut o siluetă de ofițer, pentru că era, culoarul era prost luminat, nu erau geamuri, erau, știți culoarele de la Comitetul Central, și am strigat de el, băi, armă, nu am armă, tragi, nu trag, era acest colonel Părcălăbescu, s-a prezentat că e șeful gărzilor patriotice, m-a dus într-o încăpere unde erau aproximativ 25-30 de oameni, ofițeri, clar, mi-e clar că toți erau ofițeri, chiar dacă unii dintre ei aveau haine civile pe ei, aranjați așa într-o formă de U, la o masă în formă de U, am pus pușca pe ei, nu tragem, domnule, nu trebuie, bun, ok. Am tras jaca, au căzut țigările, luasem un cartuș de țigări pentru că rămăsesem în 21 decembrie fără țigări și știam ce înseamnă, am luat un cartuș dimineața cu mine, am aruncat câteva pachete la soldații care erau în retragere înainte de a intra în Comitetul Central și în momentul în care au văzut țigări, am văzut că se destind unii, probabil fumătorii și în momentul acela am pus a doua oară pușca pe ei, nu, ne lăsați și nouă să fumăm, că n-avem nici, da, mă, luați și fumați. Deschideți dulapul să pun arma. Deci pentru mine revoluția s-a încheiat sângeroasă, trebuia să încheie acolo. Șoc total. N-a fost deloc așa. Șoc total. Nu vreau să... Bă, deschideți ușa, deschideți o ușă, dulap, băgăm armele, gata, s-a terminat. Am adunat acolo două camere de arme. Iar seara Ion Iliescu a dat ordin în Comitetul Central, mergeți la etajul 6 că sunt arme și nu am avut cum să mă opun pentru că afară se trăgea. Diversiunea începuse, iar oamenii aveau dreptate. Vreau arme să-și apere libertatea și ce-și cucerise cu 6 ore înainte. Deci începuse lupta cu ghilimele teroriștii. I-ați văzut? Da, începuse, nu, teroriștii erau ei. Deci, teroriștii practic, erau ei. Vreau să spuneți așa că, de fapt, s-a dat ordinul să se creeze din nimic, să se facă niște crime, nu? Să moară oameni nevinovați pentru a se justifica. Aș completa ceva la întrebarea dumneavoastră. Ei au dat ordin ca să se creeze diversiunea pentru că era un pericol de a nu prelua puterea. Dar există prove pentru așa ceva?
Păi există, în primul rând, filmarea în direct de atunci. Mai vorbim de restul probelor. Ion Iliescu se prezintă la sediul Comitetului Central. După ce în acea după masă se fac două probe de microfon, în ghilimele, adică este scos fostul prim-ministru al României... Cam la cât timp după ce fugise Ceaușescu se întâmplă asta? Aproximativ 3 ore. Este scos Ilie Verdeț, lumea scandează, fost prim-ministru al României, lumea scandează fără comuniști, scot pe Dăscălescu, primul ministru în funcție la momentul respectiv, lumea scandează fără comuniști, iar după 2 ore și jumătate vine Ion Iliescu, înconjurat de camarila de la Ministerul Apărării, unde pusese la cale deja totul, și se adresează mulțimii complet neinspirat cu stimați tovarăși. În momentul în care aude lumea stimați tovarăși, scandează, nu suntem tovarăși fără comuniști. Și în momentul ăla intră în panică, pentru că realizează că lumea vrea fără comuniști. Adică asta fără, este cheia zilei 22 adică fără decembrie. El. Fără ei. Asta este cheia zilei de 22 decembrie. După care? După care se dă drumul la diversiune, securiști, teroriști în prima fază, după care sintagma securistul terorist, da? Pentru că ei aveau o teamă de o anumită aripă probabil a securității și de aici se creează haosul din care rezultă peste 1000 de morți, căror acești morți aparținându-le ca ordin, ca dispoziție, ca dorință, grav. Ion Iliescu era civil. A, grad de la Moscova probabil că avea. Sau dacă nu avea, avea Vasile Ionel care era lângă el și era mai bine poziționat la momentul respectiv în structurile militare. Avea Nicolae Militaru, la fel, un alt KGB-ist, NKVD-ist, că era vorba de armată. Deci lucrurile sunt foarte clare. Beneficiarii au fost ei, ei au dat ordin să se tragă pentru a se menține la putere eșalonul, să spunem, 2 și 3 din Partidul Comunist, coordonat de la Moscova. Deci, parcă vorbim de Moscova din nou. Da. Știți ce, care este cel mai mare adevăr pe care l-a spus președintele Zelenski, președintele Ucrainei? Acest război trebuia să aibă loc în urmă cu 30 de ani, 31 de ani și nu mai ajungeam aici. Așa este. Noi, cu adevărat, ne-am dat oborul atunci, ne-am sacrificat atunci, am fost suficient de obraznici atunci, imediat după Revoluție, și am dat toate statuile de prin București și din alte locuri, alu Lenin, alu Stalin, alu, mă rog, embleme, semnele comuniste, care erau, care erau doctor Petru Groza și așa mai departe, statui și însemne comuniste cu Secera și Ciocanu, le-am dat jos atunci și au prins bine, pentru că le-am băgat frica în oase, drept dovadă că s-au răzbunat după, pe noi după 6 luni de zile prin acea nebună intervenție din dimineața de 13 iunie în piața Universității, de unde din nou rezultă morți și morți răniți și foarte mulți oameni duși în cele 2 unități militare la Școala de Ofițeri de Ministri de Securitate de la Băneasa și respectiv la Măgurele. Asta este sistem democratic? Deci nu în penitenciar ne-a dus în instituții ale instituții de forță, adică ale armatei și respectiv a Ministerului de Interne. Complicitatea lor și faptul că au reușit să facă foarte mulți complici din aceste instituții după 22 decembrie, prin acele milioane de gloanțe care le-au tras și acei morți care i-au băgat la 2 metri sub pământ, i-au rămas uniți și sunt uniți și astăzi, deci spuneți, la 33 de ani. Să înțeleagă elevii despre care vorbeam, nu? Ca să înțeleagă această lecție de istorie. Istoria nu se poate scrie decât pe fapte. Spuneți că oamenii care au luat puterea în 22 decembrie 89 s-au perpetuat după aia ani și ani, sunt cei care au blocat aflarea adevărului în acest dosar al revoluției. Categoric. Împreună cu procurorii. Dar se vorbește de această nouă materie. Păi ca să faci o materie, trebuie să ai niște chestiuni la istoria și aflăm lucruri care nu le-am știut la 1500 și sau la 1700 și sau la 1945, da? Le aflăm acum. Poate să apară foarte multe date noi. Un lucru este cert. Ce vă spun, comandant suprem Nicolae Ceaușescu, crimele aparțin până în 22 decembrie, înscăunat, autointitulat revoluționar, autointitulat președinte, nu erau nimeni, erau niște boschetari care se întâlneau în regimul comunist, se întâlneau prin parcuri ca să pună la cale, ca să-l dea jos pe Ceaușescu. Niște boschetari, atât. Ei n-aveau nicio legitimitate în 22 decembrie. Nu aveau dreptul să dea ordine să se tragă în popor. A, nu mai venea Ion Iliescu, venea Corneliu Coposu. Foarte bine. Asta era democrație. Nu, ei au ținut, pentru că erau cu mâinile pline de sânge, armata, miliția, securitatea de la Timișoara, din 17, 16, 17 decembrie,
din București, din Sibiu, din Cluj, în 21 decembrie și sigur, complici împreună, și-au dat mâna și-au continuat pentru a se legitima. Ei au avut nevoie de legitimitate. Cum să se legitimeze decât să spună, domnule, e revoluție. Ne batem cu teroriștii. Ei, elevii și cei care vor construi această carte, aceste file de istorie, doar ca paranteză spun, observ că se încearcă ca ele să fie preparate împreună cu Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului, ce a făcut Institutul în 33 de ani. A oprit prescrierea crimelor, a fost la CEDO cu noi, ne-a susținut Institutul. Care e problema? Institutul a făcut două dosare, Ficior și celălalt care au fost, mă rog, condamnați, ziceți-i dumneavoastră numele, Ficior și Vișinescu, da? Pe deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului obținute de Asociația 21 decembrie. Asta motivează Curtea Supremă în condamnările celor doi. Da? Vorbim de Institutul Revoluției. Care e Institutul Revoluției? Lui Ion Iliescu? Ca să fie clar, cei cu decizia CEDO, da? Explicați noastră, pentru că... La ea ajung. La ea ajung. Și pe scurt, foarte pe scurt, pentru că mai avem doar 5 minute. Ori acum observ că vin aceste instituții să participe la facerea istoriei. Asociația 21 decembrie nu există. Deci nu e rău că mai mulți participă la facerea istoriei. Nu e rău, dar nu criminalii. Și nu instituții care sunt conduse de criminali. Și nu e rău că... La Institutul Revoluției astăzi încă este Ion Iliescu. Încă este Gelu Voican Voiculescu. Nu se poate. Și nu e rău că îi vedem jucând în acest tablou. În acest tablou ascunderea adevărului, domnule. Sigur, adevărul trebuie să stabilească justiția, nu? Nu. Noi am avut, ne-am supus unui proces la Curtea Europeană de Drepturile Omului. Ce domnule este nimic? Faptul că totuși România a avansat ca democrație așa, da, cu frâna trasă, cu toate problemele astea, ne-a permis și v-a permis dumneavoastră, da, să obțineți acea decizie, da, la CEDO. Nu istorică. Ne-am permis, ne-am dus singur, ne-am dus și acolo, tot cu lanțul și legați. Sigur. Am stat și la CEDO și în greva foame, sigur, ca să obținem documentele, sigur, din România. Sigur, dar lupta a fost posibilă, ceea ce înainte de 89 nu era posibil. Păi nu ne-am luat noi dreptul de a lupta, da, dar și în 89 și acum. Ce spune decizia de la CEDO? Spune clar. Până în 22 decembrie, la ordinul comandantului suprem Nicolae Ceaușescu, armata, miliția, securitatea au tras în popor. După 22 decembrie, la comanda lui Ion Iliescu, aceleași forțe, sigur, repetă armata și încorporase celelalte sau le subordonase celelalte instituții, securitatea și miliția, tras în popor. În desprinderea, în lupta de desprindere a demonstranților pașnici dintr-un regim totalitar înspre unul comunist, și mă refer aici la toată perioada decembrie 89, iunie 90, instituțiile statului au ucis, au rănit și au reținut. Și tot... Asta trebuie să rețină în cartea de istorie, pentru că în afară de această decizie a CEDO, care înseamnă un proces împotriva statului român, care n-a putut proba contrariu ceea ce noi am demonstrat, nu avem nimic. Deci deciziile CEDO vor trebui să stea la baza primelor file de istorie scrise când, după 33 de ani, și tot... Păi n-am avut președinți în anii ăștia, n-am avut prim-miniștri în anii ăștia, n-am avut miniștri de justiție în anii ăștia, n-am avut judecători în anii ăștia, n-am avut procurori în România în anii ăștia. Ce am avut, domnul Laurențiu? Ce stat suntem dacă n-am avut toate aceste instituții care să funcționeze? Iar acum, la 33 de ani, ne batem joc cu un rechizitor copiat, plagiat sau autoplagiat ăsta. Trimis din nou în instanță, este vorba de 6.000 de victime care au fost purtate de Ranco Cătălin Pițu, șeful secției parchetelor militare, a avansat la gradul de general acum, în ultimii 3 ani, la Curtea Supremă, degeaba. Bani, timp, sănătatea oamenilor, unii dintre ei sunt foarte în vârstă. Speranță omorâtă de către un individ care s-a născut la Timișoara, nu în altă parte. Iar Timișoara, și nu pot să nu dau acest exemplu, 42 de cadavre, spun ei, spun eu, de îngeri, uciși acolo, au fost aduși în București, aruncați în mizeriile de cuptoare de la crematoriu, arși, și după care cenușa încărcată cu lopata în tomberoane și duse într-un canal. Tot generalul Dan Boi ne-a făcut lumină și în acel dosar. De ce? De ce nu vrem să spunem o adevăr odată? Eu înțeleg că cei care au tras în decembrie 89 s-au avut arma în mână, elevi de la Școala de Miliție Securitate, elevi de la Academia Militară, elevi de la Academia Tehnică Militară, militari în termen. Unii dintre ei astăzi au cele mai înalte funcții și grade în România. Lenți-colonei, colonei și generali ai tuturor structurilor de forță din România. Bă, băieți, n-ați dat voi ordin să se tragă, dar ați fost acolo și am probat în emisiune cu dumneavoastră de față cu unul dintre ei care a recunoscut de la Rareș Bogdan în urmă cu câțiva ani. Voi ați tras doar.
Mă, stați, mă, cu minți. Am înțeles, nu vrei să afle maică-ta, fiita, soția, că ai fost acolo. Nu ești vinovat că viața te-a dus să fii în 21 decembrie în piața universității să tragi la Dallas sau la baricadă. Păi dacă până când ștrangulați voi istoria, pentru că istoria o învăța și copiii voștri, nu doar ai noștri. Istoria e complicată. O frază, istoria... dacă îmi permiteți. Vă rog. Știți ce regret? Că n-a făcut aceste structuri a statului român în acești 33 de ani? Nu ne-am crescut. Noi nu ne-am crescut. Unde-s valorile noastre pe care trebuia să le creștem în 33 de ani? Sper ca generația asta, cel puțin care va începe să învețe istorie, cât de cât, măcar în baza deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, obținute de Asociația 21 decembrie 89, să gândească altfel și să schimbăm odată cu asta energiile în România. Că până la urmă vorbim de energie. Sper să vină și energie pozitive. Cu siguranță vor veni. Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei care din păcate au fost sacrificați. Dumnezeu să-i odihnească pe eroii din decembrie 89. Să sperăm că tinerii, elevii vor fi interesați să înțeleagă ce înseamnă decembrie 89, pentru că atunci am dobândit libertatea. Ați fost la Dincolo de Alb și Negru. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. La revedere!